Doamnelor și domnilor, acesta este main eventul serii. Este un meci disputat la categoria 82 de kilograme. Primul luptător prezentat este un sportiv de origine braziliană ce se antrenează în Portugalia la Black Belt Academy. Este un maestru la sol cu multiple victorii prin submisii. Are 32 de meciuri la pro, dintre care 20 sunt victorii. Este centură neagră în jiu-jitsu brazilian. A luptat împotriva superstarului UFC Rafael Dos Anjos în colțul albastru, Mauricio Reis. Mauricio Reis împotriva lui Ion Pascu în această seară la București. Acesta este brazilianul Mauricio Reis, care vine din Portugalia, pentru că acolo stă, de la Black Belt Academy. 20 de victorii pentru el în MMA, un sportiv cu experiență, unul dintre cele mai grele meciuri din cariera lui Pascu și cu siguranță cel mai greu meci disputat în Galele Heroes. Nume de ring Crazy Monkey pentru luptătorul brazilian. Centură neagră în jiu-jitsu brazilian, campion al Braziliei la jiu-jitsu brazilian, a deținut titlurile Max Fight și Venator în MMA. Vine din Porto, Portugalia, deși este brazilian, este stabilit în Portugalia și reprezintă Black Belt Academy. Da, un sportiv care a avut meciuri în promoții celebre, pe cum Brave, Venator sau ACB. Al doilea luptător prezentat este un superstar al MMA-ului românesc. Se antrenează la Absoluto alături de Ciprian Cărăușu și Gabi Bota. A luptat în promoții celebre ca Bama, ACB sau Bellator. Deține centura neagră în BJJ și este un luptător versatil cu multiple victorii prin submisii sau KO. Are 33 de meciuri la profesioniști, dintre care 23 sunt victorii. Doamnelor și domnilor, luptă în colțul roșu favoritul dumneavoastră, Ion Bombardieru Pascu! Sandu Lungu, că este o legendă a sporturilor de contact, putem să spunem același lucru cu siguranță și despre Ion Pascu, deși diferența dintre ei este de probabil vreo 10 ani. Pascu cu meciuri în gale mari din circuitul MMA mondial, Bama, Abu Dhabi Warriors, Bellator, acum în luptă în propria gală pe care o organizează alături de Florian Ciafalou, lângă el antrenorii săi de la Absoluto și de la Bombers, Ciprian Chiru, prieten vechi, colegi la loturile de lupte libere, dar și Ciprian Cărăușu, antrenorul de MMA de la Absoluto, și Gabriel Bota, antrenorul de kickboxing al lui Pascu de la clubul Bombers. Centură neagră în jiu-jitsu brazilian, campion mondial de jiu-jitsu brazilian, campion mondial pro,
unul dintre sportivii care a participat în cele mai diverse forme de luptă, de sport de contact. A început cu luptele libere, atunci apoi a trecut la wushu, kickboxing, MMA, jiu-jitsu brazilian, le-a făcut pe toate Pascu. Arbitrul main eventului este la categoria 82 de kilograme împotriva lui Mauricio Hayes. Arbitru Yamato Zaharia. Judge. Time. Fight. Debut de meci cu o lovitură trimisă de brazilian. High kick acum blocat de Pascu. Foarte agresiv brazilianul. Nu stă niciun moment, trimite tare. O lovitură de picior, lovitură frontală pentru Pascu. Da, foarte multe lovituri de picior din partea brazilianului. Foarte bine Pascu acum îi prinde piciorul. Să vedem dacă va reuși să-l ducă jos. Să vedem ce atitudine abordează Pascu. Va încerca să vină la sol împotriva lui Mauricio Hayes, cel care are foarte multe meciuri câștigate prin finalizare. Încearcă să vâneze un picior Hayes ca să probabil să se ducă după o finalizare pe picior. Mult mai precaut acum Pascu, lovituri joase de picior pe pulpă din această poziție de control asupra piciorului. Da, lasă să se ridice în picioare, da. Îl așteaptă să se ridice. Și să fie mult mai atent Pascu. Bun hit kick-ul. Schimb de lovituri, lovește puternic și brazilianul. Ce schimburi de lovituri între cei doi. Foarte mult curaj din partea lui Hayes. Se vede că nu este deloc speriat de experiența lui Pascu și de forța loviturilor acestuia. Încercat o lovitură frontală, Pascu ar trebui să simtă mai mult distanțele, să nu mai intre la schimburi de lovituri, să nu blocheze și să iasă un pic din distanță pentru a îl simți un pic pe brazilian. Bună stânga, da, o lovitură frumoasă pentru Pascu. Nu ceda, nu ceda, îi se spune de la margine în portugheză brazilianului. A avut un început bun, un început agresiv, a mai controlat Pascu în aceste ultimele zeci de secunde. Lovituri bune pe interiorul coapsei. Trimite bine și loviturile de braț. Cum spuneam, cel mai dificil adversar al lui Pascu cu siguranță în garele Heroes de până acum, dar și unul dintre cei mai dificili din cariera sa. Lovitură din săritură din partea lui Mauricio Hayes. Două croșee pentru brazilian. Așteaptă să dea pe contră Pascu. Exact. Pare că pregătește o lovitură înaltă de picior. A dat low kick. Bună stânga! Excelentă lovitură. Vine acum cu croșeul din încă o stângă, da. Intrare la două picioare. Atenție mare. A intrat în demigardă. Control pentru Pascu. Să vedem dacă vin loviturile de cot. Îl va ține pe spate. Nu trebuie să-i permită să intre pe sub el. Brazilianul trebuie să-i blocheze capul și să înceapă să-i aplice de acolo lovituri de pum sau de cot. Acolo trebuie să se ferească de acea încărcare a brazilianului. Va vrea să intre pe sub el, să-i încarce centrul de greutate pentru a putea să-l miște și poate chiar să intre după o finalizare pe picior. Foarte puternic Pascu, l-a controlat bine până în acest moment pe adversar, care o poziție bună pentru Pascu. Faptul că l-a pus la cușcă, l-a imobilizat destul de mult, îi limitează loviturile și trimite lovituri puternice de braț Pascu. Încurajat de spectatorii aflați în tribune la sala polivalentă în București. Prima repriză bună pentru Pascu, atenție, se duce după braț, acolo brazilianul, mare atenție, ar fi trebuit să smulgă brațul de acolo mai degrabă decât să și-l prindă. Încearcă să tragă, încearcă să forțeze, mare atenție acolo, poziție foarte, foarte dificilă pentru Pascu, trebuie să-l împacheteze, să țină cât mai multă presiune. Faptul că se îndepărtează nu e un lucru bun, reușește să scoată cotul Pascu, control foarte bun.
A scăpat de la această finalizare. Asta e un moment foarte bun, un moment psihologic foarte bun, pentru că a reușit să scape dintr-o finalizare care era destul de strânsă. Punct psihologic important al meciului. Va veni o croșie de stânga puternic și încă unul, și încă unul. Da. Mai sunt 30 de secunde, ar trebui să închidă în forță pas cu această repriză, să-i arate că să arate cine e șeful în acest meci. Bune loviturile, ar trebui să insiste exact și cu loviturile la corp și în special cu loviturile de cot din acea distanță scurtă. Ultimele 10 secunde. Brazilianul s-a blocat acolo cu mâna și a blocat mâna dreaptă. A vrut să-l încarce din nou pe Pascu, însă n-a reușit și final de primă repriză. O primă repriză foarte echilibrată. Brazilianul a arătat că poate și în picioare să lupte de la egal la egal cu Pascu. Destul de obosit Pascu în aceste momente. Da, a fost un început bun de meci pentru brazilian. A părut mai sigur la lupta în picioare, cel puțin în, nu știu, primul minut și jumătate, chiar două minute, după care a fost dus la podea de Pascu. Respiră din greu Pascu. Asta spuneam, s-a întrebuițat destul de mult. Vedem și pe brazilianii și el destul de obosit. E clar, au dat foarte mult în prima repriză cei doi. Foarte important că Pascu a reușit să-l ducă jos, dar mai ales că a reușit să iasă din acea finalizare pe braț, acel armbar. E un bonus pentru el, intră cu mai multă încredere în runda a doua. Să vedem ce va încerca să facă în această rundă și să vedem care dintre ei are mai mult combustibil și care va reuși să-i pună mai multe probleme celuilalt în runda a doua. Pregătit Pascu, încordat ca o felină care se pregătește să se năpustească asupra prăzii. A început să simtă mai bine. Dus pe spate Pascu, atenție mare. O poziție destul de dificilă. Ar putea să prindă acolo o ghilotină. Să vedem cât de bine se apără la această ghilotină brazilianul. A reușit să-și încrucișeze brațele, să-l controleze bine pe Pascu. Acesta încearcă să se ridice, probabil folosindu-se de cușcă. Da, se duce la cușcă și va încerca probabil să se ridice pe cușcă. Brazilianul trage de acolo din acea poziție, vine într-o poziție de control deasupra, dar Pascu reușește să se apere foarte bine, o ieșire foarte bună a lui Pascu de la sol, s-a folosit foarte bine de cușcă, procede din MMA-ul modern în care cușca este folosită într-un mod atât ofensiv cât și defensiv, dus jos ușor de data aceasta brazilianul. Să vedem dacă va reuși să creeze spațiu acolo Pascu. Va trebui să-l controleze în continuare, să nu-l lase să vină cu brațul pe sub piciorul lui, în demigardă, în această poziție. E clar că vrea să-l încarce pe Pascu și să intre pe dedesubt, pe sub el. E o poziție în care poate să atace atât picioarele cât și spatele. Asta este o poziție în care Pascu trebuie să-l uzeze cât mai mult, să-l obosească, să-l frustreze. Bună acea lovitură de cot, excelentă. A simțit-o mai mult ca sigur brazilianul. Control bun cu capul al lui Pascu, trebuie să preseze în bărbia adversarului pentru a-l întinde cât mai mult, pentru a expune capul pentru lovituri. Faptul că a ajuns la marginea cuștii iar și un lucru excelent pentru Pascu. Îi blochează foarte bine și căile respiratorii, lovește și cu cotul, variațiuni bune din partea lui Pascu. E bine să se mențină în această poziție de control din demigardă. S-a ferit foarte bine și de acel picior să nu mai intre în garda închisă. Ar fi fost bine să nu mai ajungă în această gardă închisă. De aici a plecat atacul pe braț, atacul cu armbar al brazilianului.
Încearcă un lucru similar să facă și acum brazilianul. La prima tentativă din prima repriză s-a folosit foarte mult de cușcă brazilianul ca să deschidă unghiul, să-și miște șoldurile și să surprindă pe Pascu cu acel atac pe braț. Bune loviturile lui Pascu, excelent, dacă ar insista și cu lovituri la corp și dacă ar trimite și lovituri de cot sau ciocan ca să-l descopere pe linie frontală pe brazilian. Atenție acum la ruperea de unghi a brazilianului. Am trecut de jumătatea acestei reprize a doua. Pascu dominant, o repriză foarte bună, l-a dus jos pe adversar, îl controlează. Acesta pare mult mai obosit, îl controlează brațul peste cap și lovește cu mâna cealaltă. Presiunea peste el. Încearcă să-și smulgă brațele. Ar trebui să folosească mult mai mult această strategie de a acoperi căile respiratorii, mai ales în această poziție în care vine peste el. E bine că brazilianul este strict în situație defensivă acum, nu mai încearcă să atace nicio tehnică de finalizare din această poziție. Are viață grea brazilianul în seara aceasta cu Pascu peste el, în control, centură neagră și el în jiu-jitsu brazilian Pascu. Nu are cu siguranță însă palmaresul din acest stil de arte marțiale al brazilianului, însă e mai puțin important în MMA acest lucru. Bune momentele cu lui Pascu, lovituri puternice pentru sportivul de la Absoluto București. Atenție acum la braț. Atenție acum la cum își folosește picioarele. Foarte bun, foarte bine s-a repoziționat Pascu, i-a îndepărtat picioarele de lângă cușcă. Cum spuneam în prima repriză, Mauricio Hayes s-a folosit de cușcă să-și alinieze cât mai bine șoldurile și a prins acel braț lui Pascu. Pascu însă a reușit să se apere foarte bine și să își smucească brațul de acolo și să vină în control lateral într-o poziție foarte bună. Gâfâie, respiră din greu brazilianul, sunt semne bune, ne uităm și la Pascu, este într-o formă mult mai bună, respiră mult mai plin, mai normal și sunt momente bune în acest final de repriză a doua pentru Pascu la sol. Ultimele 10 secunde cu Pascu dominant, din nou lovește, o privire pierdută a brazilianului și se termină și runda a doua. Nu prea a mai fost conștient brazilianul în ce direcție este colțul lui, unde ar fi trebuit să așeze. Ăsta e un semn bun pentru Pascu, faptul că nu mai este atât de conștient de suprafața cuștii, nu mai știe să își găsească reperele de la atâtea lovituri pe care le-a primit în cap, cu siguranță că i s-au dereglat câteva dintre repere brazilianului. Sângerează din nas, cred că e o sângerare și la nivelul capului. Ne pregătim de ultima rundă, a treia repriză, meci pe parcursul a trei reprize de câte 5 minute. Ultimele indicații de la cei trei antrenori, Ciprian Chiru, Ciprian Cărăușu și Gabriel Bota. O formulă ideală pentru antrenoratul din MMA, un sportiv cu un background în lupte libere, Ciprian Chiru, un sportiv cu background în kickboxing, Gabriel Bota, și Ciprian Cărăușu cu un background multiplu, jiu-jitsu brazilian, karate, MMA, deci este varianta ideală pentru Pascu. Obosit, foarte obosit brazilianul, trebuie să aibă mare grijă Pascu, pentru că probabil va da tot ce are mai bun în aceste momente brazilianul, dacă mai poate. L-a luat bine Pascu, ar trebui să încerce și o lovitură de braț la corp, mai mult ca să-l deschidă pe brazilian. Atenție, atenție, foarte bine, foarte atent Pascu. Și vrea el să-l ducă jos pe brazilian. Probabil că l-a simțit obosit și vrea să-l controleze mai bine la sol și să-l lovească, să-și facă un meci mai ușor, un meci în control. Cred că dacă ar mai fi stat un pic în picioare, ar fi fost mult mai dificil pentru brazilian.
Din nou în aceeași demigardă, Pascu controlează bine lupta, lovituri de cot. Sunt curios acum când mai sunt 4 minute în această repriză dacă brazilianul va mai rezista încă o repriză pe spate cu Pascu deasupra lui, cu o ploaie de lovituri care uneori parcă nu se mai termină. Pascu încearcă să-și îmbunătățească poziția, încearcă să depășească. Mare atenție la această poziție. Brazilianul a venit cu un braț de desubt, brațul drept pe sub brațul lui Pascu. E o poziție bună de control. Pascu însă creează această distanță și reușește să-și elibereze brațul de acolo. Îl blochează bine, vine foarte bine și cu brațul pe desubt. Acolo nu trebuie să-l lase pe brazilian. Dar acesta pare că nu mai are forța să-l mai încarce pe Pascu. Meci dominat de Pascu până acum, a avut un început bun în prima repriză brazilianul. Iată cum vin loviturile. Ar fi important pentru Pascu, pentru palmaresul lui, să termine înainte de limită acest meci. Mare sunt împotriva unui adversar atât de experimentat, un adversar dificil. Se duce după o americană, după o tehnică pe braț. Se apără bine brazilianul. Cred că ar fi trebuit mai mult să folosească această poziție pentru a depăși, pentru a trece de picioarele lui Mauricio Hayes. Continuă loviturile. I-a și spus câteva cuvinte acolo Pascu, probabil că i-a spus că se apropie finalul și că va începe această serie de lovituri și să vadă dacă rezistă. 2 minute. Anduranță foarte bună pentru Pascu, condiție fizică foarte bună. A dat senzația după prima rundă că este mai obosit, însă și-a revenit pe parcurs. E una dintre calitățile principale a unui sportiv din orice sport, dar mai ales din sporturile de contact, să ai capacitatea, după ce ai avut un minut de pauză, care uneori poate să reprezinte foarte mult, uneori poate să reprezinte foarte puțin, să ai capacitatea să-ți revii și să poți continua lupta într-un ritm susținut. Îl cheamă în picioare din nou Pascu, este un moment foarte, foarte greu pentru brazilian, atât din punct de vedere psihologic, dar și fizic, și cred că Pascu vrea să-l facă knockout. Are timp, încă un minut, brazilianul cu ultima sforțare încearcă să-l ducă jos pe Pascu, acesta îi prinde o ghilotină și din nou ajunge deasupra, s-a apărat foarte bine, caută sfaturi din partea colțului, cel mai probabil de la Ciprian Cărăușu, care este... Pascu îi zice, nu prea aș vrea să mai dau în tine, parcă te-am chinuit destul până acum, mai ales dacă se uită la figura lui, zice... Da, da, e ca și cum zice, nu, n-aș vrea să-l mai lovesc. Brazilianul vrea să arate totuși că are tărie de caracter, că e un războinic și că încearcă să-l... Asta e un lucru pe care nu mulți sportivi l-ar face. Ce face Pascu acum? Spiritul ăsta de killer nu l-a caracterizat niciodată. E un sportiv plin de fair play și de umanitate. A simțit că adversarul lui e într-o situație dificilă, dar nu trebuie să... Pascu arată că totul e ok. Final de meci și victorie pentru Pascu. Pascu se roagă și... vă spun sincer, apreciază foarte mult capacitatea acestuia de a încasa. Dar și-a dat seama că i-a trimis atât de multe lovituri și că brazilianul a intrat într-o stare în care ești pur și simplu pe pilot automat, nu poți să renunți, dar nici nu e bine pentru sănătatea ta să mai încasezi atât de multe lovituri cât te-a încasat brazilianul. Uitați-vă un pic la figura lui, un gest de sportivitate incredibil al lui Pascu. Cât sportiv ar fi putut să facă acest gest în finalul rundei cu un sportiv obosit, aproape distrus, în fața publicului care îl iubește, în propria lui gală. Pascu dă dovadă de o sportivitate și de un spirit
umanist incredibil. Cred că asta e o lecție importantă. Putem să vorbim de lecții de MMA, lecții de viață în această seară oferită de Pascu, pentru că pe lângă aspectul acesta sportiv competițional, trebuie să ne gândim că sunt doi oameni în ring, trebuie să-i, vedem și ca ceea ce sunt ei în afara cuștii, pentru că în momentul în care cușca se închide, fiecare are o viață de om normal și integritatea fizică este mult mai importantă ca orice. Dacă ați vedea dintr-un unghi, dintr-o parte, cum arată una dintre gâlmele de pe pometele stâng, acest pomete, dacă ați vedea dintr-o parte, cum se vede, este incredibil cât de mult este în relief. Bombardierul! Victorie pentru Pascu! Victorie fără probleme la decizie după ce a dominat întregul meci. Haideți să-i dăm un rând de aplauze lui Mauricio Reis, primul sportiv din Galele Heroes care rezistă 3 runde în fața lui Ion Bombardieru Pascu. Hello Mauricio, how do you feel after this fight? Português. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, tá? A segunda é meu time, tá? Black Belt Academia, tá na torcida. Eu sei que não foi como queríamos, mas eu tenho certeza que esse é o espírito do guerreiro, tá? Agradecer muito o Pascu pela disponibilidade, tá? Por acreditar no meu trabalho e vir mostrar o trabalho aqui com ele. É um cara duríssimo, muito bom, muito bom. Parabéns para a CUP pela vitória, tá? É só reconhecimento. Obrigado, tá? Heroes, ossa! Obrigado, ossa! Reis a spus că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru acest meci și îl felicită pe Ion Pascu, despre care știe că muncește foarte mult pentru aceste meciuri și pentru a face aceste egale, și v-a mulțumit și dumneavoastră pentru că ați venit la acest eveniment. Ion este primul sportiv care îți rezistă 3 runde. Cum te simți după acest meci? Imediat să răspund. Sincer, obosit, pentru că, într-adevăr, a fost un adversar pe măsură, cum am și anunțat înainte, că mă tem că o să fie un meci greu, așa și fost, important e că am ieșit învingător. Pe sfârșit, poate ați văzut ce s-a întâmplat, să știți că noi... practicăm sportul ăsta și pare dur, dar să știți că sunteți și noi oameni și avem un suflet extraordinar. Și când s-a știut că am câștigat meciul, nu avea rost, ce să-i fac? Să-l termin, n-avea rost. Pe final vreau să mulțumesc că ați fost alături de mine încă o dată și... sincer, acum înțeleg că asta o facem pentru voi. Până acum am tot crezut, fac pentru mine, pentru familie, dar sincer acum simt, când sunt mult mai mulți alături de mine, fac asta pentru voi și vă mulțumesc. Pe final, vreau să vă spun Crăciun fericit, sărbători fericite. Eu zic că am încheiat anul foarte frumos. Sărbători fericite și vă mulțumesc încă o dată.